Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Această emisiune este înregistrată în seara zilei de luni și peste vreo 50 de minute președintele Biden este așteptat să aterizeze la Varșovia după o vizită care a lăsat cu gura căscată absolut pe toată lumea, inclusiv pe Putin și pe propagandiștii de serviciu, cozile de topor sinistre de la Moscova. Vizita la Kiev, întâlnirea cu președintele Zelenski, plimbarea în aer liber pe străzile din Kiev sub alarmă aeriană este ceva de un simbolism colosal și comentatorii spun, și asta tind să interpretez și eu chiar din clipa în care l-am văzut pe Biden pe străzile Kievului, că va urma o mobilizare absolut formidabilă a Occidentului pentru a sprijini Ucraina. Cum nu s-a mai văzut până acum, eu așa interpretez. Sigur, la modul oficial, Biden a anunțat un nou pachet de 1,5 miliarde, 500 de milioane de dolari, care nu e mare lucru. În termen de echipament militar sofisticat, 500 de milioane de dolari nu e mult, dar nu cred că asta a fost de destăinuit neapărat public. Cu certitudine, acolo s-au discutat lucruri care nu s-au comunicat și care vor fi cunoscute la un moment dat. Aprecierea mea, anticiparea mea și nu doar cred a mea, este că va urma în săptămânile ce vin o, cum să vă spun, o avalanșă occidentală în Ucraina, cum nu am mai văzut până acum. Și cred că de asta se tem putiniștii ca dracu de tămâie, că nu se va putea opri avalanșa asta. Ea, să sperăm că va urma, vine într-un moment critic. Trebuie să recunoaștem, acum, astăzi, Ucraina, din punct de vedere militar, e într-un moment critic. O spune din nou Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și care, în ultima zi a conferinței pentru securitate de la München, a spus niște lucruri care cred că merită reiterate, mai ales în lumina aceasta absolut uluitoare și surprinzătoare a vizitei președintelui Biden la Kiev. Și a spus domnul Borrell așa în weekend: suntem în regim urgent de război, este un deficit de muniție imens despre care există documentate mai multe luări de poziție ale unor militari cu rang înalt din armata Statelor Unite care spun că ucrainenii fac o risipă de muniție de nu-i adevărat și că va trebui, asta și britanicii au spus, va trebui cumva gestionată chestia asta și raționalizat consumul de muniție ucrainean, pentru că Europa nu, și Statele Unite nu pot să țină ritmul de producție la câtă muniție consumă ucrainenii și nu o consumă neapărat rezonabil și rațional, o irosesc în bună măsură, trebuie învățați cum să o folosească cu câștigul cel mai mare. Și astfel încât țările NATO trebuie să își ia din arsenalele lor muniție pentru a o livra Ucrainei, că nu poate produce atât de mult. E o problemă. Dar nu asta a vrut să spună neapărat Borrell. Da, deficitul de muniție trebuie rezolvat rapid. Al Ucrainei nu mai au muniție ucrainenii, le trebuie muniție. Și europenii și americanii pot să le livreze în cantități limitate. Și atunci chestia asta e de ținut cont, e o chestiune de săptămâni, spune Borrell, e o chestiune urgentă, nevoia ucraineană de muniție, nici nu de avioane în clipa de față, nici nu de tancuri, cât de muniție de diverse calibre, desigur. Și el a zis o chestie care, sigur, pe unii comentatori i-a făcut să spună că exagerează, pe alții să spună că zice un adevăr dureros, și anume a spus că dacă acest lucru nu se întâmplă, adică aprovizionarea cu multă muniție de diverse calibre a Ucrainei în următoarele câteva puține săptămâni, războiul se va termina. Asta înseamnă că războiul va fi pierdut. Dacă lucrurile ar rămâne ca astăzi, probabil că Borrell are dreptate. Dar lucrurile nu vor rămâne ca astăzi. Și aici cred că este una din cheile în care trebuie citită vizita lui Biden la Kiev de luni. Lucrurile nu vor rămâne ca acum, ci ele vor cunoaște o intensificare și o accelerare extraordinar de mare. Pentru că sunt planuri, desigur, pentru a achiziționa la nivel de Uniune Europeană muniție în comun, în valoare de aproape 4 miliarde de euro, doar muniție. Vă dați seama câtă se consumă. Asta există o propunere pe care Borrell spunea că o va prezenta luni, astăzi când înregistrez această emisiune, și anume ca această aprovizionare cu muniție pentru Ucraina să se facă după modelul achiziționării de vaccinuri în timpul crizei COVID. Adică să se scurteze acești timpi care sunt deosebit de lungi. Sunt foarte lungi și nu e vreme de pierdut. Nu sunt vremuri normale, a spus și doamna von der Leyen, și fiind vremuri extraordinare trebuie să ne uităm și la măsuri și la proceduri extraordinare, să scurtăm acele termene și economia europeană să intre într-o oarecare măsură, dar și cea americană, într-o logică de război. Nu este de ales dacă dorim noi, Occidentul, să câștigăm acest război, pentru că să știți că dacă regimul putinist are dreptate în ceva, atunci este în asta. Da, NATO este în război cu Rusia. Occidentul este în război cu Rusia. Fără discuție, și era inevitabil să se ajungă aici, acest război trebuie câștigat și va fi câștigat. Atâta doar că se va întâmpla într-un termen relativ lung și cu sacrificii ucrainene colosale, care sunt deja și vor mai fi și altele. Dar Rusia nu poate face față unei avalanșe de armament serios occidental în Ucraina, așa cum anticipez eu că va urma de aici încolo, în următoarele puține săptămâni, să știți, puține săptămâni. Și gândiți-vă că imediat este 24 februarie și avem un an de război. Putin probabil se visa în câteva săptămâni maxim să meargă el însuși la Kievul cucerit într-o inspecție militară și să îi se dea onorul. Asta după ce va fi fost ras tot leadership-ul ucrainean de bună seamă. Iată că Putin e probabil prin ceva bunker, prin Urali sau pe sub Moscova, nimeni nu știe unde e și ce face. În schimb, președintele Statelor Unite, la vârsta lui fragedă și absolut de respectat, acest om s-a dus sub alarma aeriană în persoană, în carne și oase, la Kiev, la aproape un an de la începerea invaziei. Extraordinar gest și sunt convins că nu va rămâne doar la nivel de simbolistică. Ar fi și aberant, ar fi și fără sens. Sunt sigur că va urma o schimbare de paradigmă a întregului Occident și din amorțeala de până acum, din tărăgânarea de până acum, se va trece la o implicare trup și suflet. Asta pentru că e obligatoriu să câștigăm, să știți. Macron iară a luat-o pe căi bizare în avionul de întoarcere de la München, într-un interviu pentru presa franceză. El spunea că da, Rusia trebuie învinsă, dar nu trebuie zdrobită. Nu știu ce este în capul lui Macron și ce își imaginează că înseamnă a învinge sau a zdrobi. Putinismul, da, putinismul trebuie zdrobit, trebuie făcut praf și trebuie să ne asigurăm astfel că Rusia nu va mai fi capabilă, decenii multe de aici încolo, nu va mai fi în stare, nu va mai putea să pună sub amenințare pe niciunul din vecinii săi. Și asta înseamnă să zdrobești putinismul. Dar putinismul ăsta nu e doar persoana lui Putin, să știți. E un sistem întreg care este foarte dificil de zdrobit și Rusia însăși trebuie adusă într-o stare economică de asemenea natură încât să se preocupe cu propria reconstrucție și nu cu agresarea vecinilor. Asta va trebui obținut. Asta înseamnă, de fapt, să învingi în Ucraina. Să învingi în Ucraina nu înseamnă doar să recuperezi teritoriile. Victoria în Ucraina înseamnă, da, să recuperezi, să împingi pe ruși dincolo de granițe, de granițele legal acceptate de comunitatea mondială, inclusiv Crimeea, bineînțeles. Asta înseamnă pacea, dar pacea mai înseamnă mult dincolo de asta, și anume să te asiguri că ce urmează după Putin este un ceva care, sau pe care te poți bizui că nu va mai agresa pe nimeni. Și asta nu obții prin iscălituri care nu valorează nici cât pasta de pix pe acei 3 cm de semnătură. Asta obții prin zdrobirea regimului de acolo și zdrobirea capacității Rusiei de a mai putea să invadeze pe altcineva. Asta este, a fost și din păcate încă este un război impus Occidentului, pe care Occidentul nu are altă șansă decât să-l câștige, și am certitudinea că vizita lui Biden la Kiev este în măsură să tempereze îngrijorările lui Borrell și ale comunității internaționale și să se petreacă o schimbare de paradigmă și pe front, și ajutor masiv militar și american și occidental în general va curge în foarte puțin timp înspre Ucraina, dar va mai dura. Vor mai fi foarte mulți morți, vor mai fi foarte multe distrugeri și, într-un final, evident că acel regim ticălos va fi înfrânt. Când? Nimeni nu poate ști. Cu certitudine însă se va întâmpla, dar cu niște costuri supraomenești. Da, este teribil de păcat că am prins în Occident asemenea vremuri, când noi luam pacea ca pe ceva dat oricum, pe ceva firesc și natural, pentru că pe pace s-a bazat bunăstarea occidentală de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial încoace. Din păcate, pacea uneori, ca și în cazul celui de-al doilea război mondial, se obține prin război. Din păcate, uneori este așa și noi, în timpul vieții noastre, iată, spre ghinionul nostru am prins un astfel de moment. Va fi depășit și, la un moment dat, va fi amintire. Dar, iată că acest lucru, războiul ăsta, o invazie putinistă a Ucrainei, încă ne oferă suficiente teme de discuție și suficiente motive de preocupare și îngrijorare. Da, Biden la Varșovia, începând cu seara zilei de luni, și va avea întâlniri și cu liderii din București Nouă, inclusiv cu președintele Iohannis. București Nouă este un grup mai mult sau mai puțin formal al NATO cu țările din flancul de est. Da, din păcate, Biden este pentru a doua oară la Varșovia, în mai puțin de un an, și niciodată la București. N-are sens să explicăm de ce, cred că intuim sau știm chiar cu toții. Mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că vă abonați la acest canal de YouTube, îl recomandați și altora. Mulțumesc pentru că faceți subscribe pe Facebook, Cristian Ivaneș Oficial, acolo unde apar toate emisiunile din bună vreme anunțate. La fel cum vă mulțumesc, foarte important, pentru faptul că susțineți această emisiune prin Patreon, PayPal și sau Revolut. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și, ca de obicei, să auzim numai de bine.